anul trecut, a intrat pe piață produsul Verimark și foarte mulți legumicultori au aplicat la recomandările specialiștilor. Produsul Verimark se aplică în două trepte, în două etape. În perioada de producere a răsadurilor, cu 3, 4, 5 zile înainte de plantare, aplicat drenci la rădăcina plantei și apoi se aplică la 10-12 zile după plantare, după ce plantele au început să își dezvolte sistemul radicular. Acest tratament cu Verimark se aplică preventiv. În momentul de față, după cum se vede, nu avem niciun dăunător în această cultură. Folosesc produsele de la FNC. Am avut chiar o testare acum, vreo 5 ani de zile, pe cultura de vânătă, în care a fost în colaborare cu copertul, numai cu combatere biologică. Cu dăunători, prădători, tricoderma la drengi. La un moment dat am avut un atac mare de trips și atunci am venit cu Benevia, cu Verimarcu, chiar am avut bondari pentru polenizare și vreau să spun, i-am închis, mi-am făcut tratamentul, a doua zi le-am dat drumul, deci nu omoară bondarii. Deci putem să facem un program, adică atât biologic cât și chimic, cu produsele insecticide de la FNC. Verimark este un insecticid cu aplicare la sol, prin instalația de irigat prin picurare, pentru combaterea unui spectru larg de dăunători la culturile de varză, conopidă, varză de Bruxelles și căpșuni. Insecticidul Verimark are o formulare nouă foarte avansată, optimizată pentru aplicarea la sol, pentru a oferi sistemicitate ascendentă sporită și combate un spectru larg de lepidoptere și coleoptere. Este singurul produs și este foarte bine că a ajuns pe piață acest produs, pentru că efectiv nu aveam produse care să combate dăunătorii de sol, cum ar fi viermisârmă, cum ar fi musca verzei, care este foarte frecvent în culturile de vărzoase din câmp, mai ales toamna și primăvara. Verimark este eficient și de lungă durată, asigurând o protecție de până la 25 de zile a culturii tratate. După ce o să terminăm de recoltat primul ciclu, o să punem ciclu 2 tot tomate, dar problema în ciclu 2, în primul special, este avem probleme cu dăunătorii, în special cu tuta absoluta, care a pătruns de puțină vreme la noi în țară. Anul trecut, de exemplu, la transplantare, cam la 10 zile de la plantare, practic, am folosit un produs Verimark, un produs sistemic care a fost foarte bun tratamentul. Insecticidul Verimark asigură o protecție excelentă a culturii tratate, acționând asupra dăunătorilor și combătându-i toate stadiile de dezvoltare, atât în stadiul de ouă, de larvă, cât și stadiul de adulți. Doza de utilizare este de 15 ml pe 1000 de plante. Am folosit în trecut la ardei, în care marea problemă este tripsul. Și cu produsele de la FNC, Benevia și Verimarcu, am avut acoperire de 2 săptămâni, pe puțin. Firma FNC a venit cu un produs care putem spune că este prietenos cu fauna utilă. Avem experiențe în domeniu, în sensul că ciazipir, substanța activă, protejează un prădător foarte des folosit în culturile legumicole din țara noastră. Prădătorul se numește Phytoseilus persimilis. Combaterea selectivă a dăunătorilor, cât și protejarea prădătorilor naturali ai acestora, fac din Verimark alegerea ideală pentru a fi inclus într-un plan de combatere integrată.